știe momentul ăla în care te bucuri când ai plecat în mini-vacanță, când primești cât un WhatsApp de ăsta, ambuteiaj în trafic de la intrarea în Predeal spre București până la ieșirea din Bușteni, e jale, ne scrie Gabriela. Astea sunt momentele în care zici ce bine că am rămas pe lângă casă, știi? Bine ai venit, Cătălin Striblea. Salutare, eu acum nu vreau să fac vreun necaz hotelierilor, cum se cheamă, nu-mi place expresia asta, oamenilor așa, care muncesc în Valea Prahovei. Eu fug de Valea Prahovei în perioadele astea cât pot de mult. Așa este, măi, dar e frumoasă foc, adică simți nevoia să mergi pe acolo, dar într-adevăr, nu știu, în weekenduri și în perioadele astea de sărbătoare. Mă duc de cele mai multe ori la Poiana Brașov, recunosc, la Poiana am văzut că e și mai ieftin decât la Sinaia, sincer să spun, cam pe toate planurile, că Sinaia e mult mai aproape de București și plec la ore de astea, știi, dacă vreau să ajung acolo, plec la 4-5 dimineața, numai să nu stau pe acolo, mă duc pe partea alaltă, pe la Cheia, întotdeauna. Sau pe Rucker Brand, dacă vrei să faci un ocol și am mai am făcut-o și mare pe asta, dar mi s-a părut mult prea mult. Dar am făcut-o și pe asta. Decât să stai pe DN1 da, și să uiți cum te cheamă. Mă rog, așa, de aici, de la Căldurică, avem o grămadă de soluții. Ce să vă zicem, vă probabil ținem pumnii. Toate variantele sunt aglomerate, da, tocmai ce s-a deviat traficul de pe DN1, pe DN1A, știi, pe Cheia, că nu mai face față da, DN1, săracul. Mă deviez de la sine putere pe acolo. Și acolo mergi numai cu 30 la oră, 30, mergi, dar nu prea 30. Ai locuri să oprești. Uite, apropo de discuția de la România în direct, dacă te duci pe DN1, pe Cheia, spune-mi și mie un loc unde te poți opri să... Nicăieri. Te oprești la Vălen și acolo știu că este un peco, nu mai zic. Da, și la peco ăla sunt 10 km de coadă. E tot Bucureștiu, exact. Și acolo fac cu oamenii aia, nu vreau să-i înțeleg. Cred că ar trebui să schimbăm locul fac nume. Fac schema cu defect, știi? Păi n-ai altfel, n-ai nicio șansă. N-ai cum să faci față. Deci acolo am făcut niște... Mă rog, nu mai... Hai să începe Rațiunea Zilei, da. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Eu am venit astăzi să vă povestesc despre noua variantă a virusului, despre Omicron și deciziile care se iau în jurul apariției sale, mai ales că și în România se întâmplă ceva interesant. Știți, grupul acela de sportivi și, mă rog, alți oameni care li s-au arăturat într-un fel de evacuare din Africa de Sud, ei vor ajunge în curând pe aeroportul din București. Nu vor mai fi preluați de autorități în procedura clasică a celor care vin din străinătate, ci înțeleg că această operațiune va fi preluată de armată. Grupul de sportivi va fi dus cu un alt avion la Baia Mare, adică acasă la ei, în timp ce ceilalți cetățeni vor fi testați și sportivii vor fi testați în mod evident și supuși unei carantine de 14 zile. Operațiunile nu se vor desfășura pe culoarele obișnuite ale aeroportului, deci nu va fi combinat traficul acestei curse speciale cu alți călători. Toate statele lumii și-au măsuri de prevedere. Adică s-a spus că această variantă este îngrijorătoare, da? Ăsta este termenul folosit. Și ați auzit că Australia nu-și mai deschide granițele așa cum trebuia să facă ieri. De asemenea, America, Statele Unite au închis... Japonezii au închis și ei. Și lumea ia măsuri care sunt diferite ca intensitate, dar și ca procedură în toate colțurile lumii. Drept dovadă că nu există un răspuns unitar la toată chestiunea asta, așa cum a fost el și în trecut. Există informații despre modul în care a procedat președintele Biden. El a avut o ședință de urgență, el însuși trebuia să facă o vizită pe care a amânat-o din cauza acestei noi variante. Și consilierii au spus așa: această variantă vine, nu are rost să închizi legăturile aviatice cu țările sud-africane, pentru că virusul își va găsi drumul său. Nu există, nu are o relevanță foarte mare dacă tu închizi acolo. Însă președintele Biden a spus că din punct de vedere al opiniei publice și al modului în care se poartă un politician, este mai bine să explici că ai făcut ceva decât să explici că nu faci nimic. Și atunci au ales această variantă de închidere, deși ea nu funcționează, că îți dai seama că se poate veni din alte țări cu aceeași boală. Sunt trei întrebări la care oamenii de știință încearcă să răspundă în perioada următoare. Se transmite mai repede? Primele date arată că da, mult mai repede decât varianta Delta.
dacă varianta Delta se transmitea de vreo 2-3 ori mai repede, asta se transmite mult mai repede și mult mai ușor decât varianta... Care oricum varianta Delta fusese mai... Căpătase viteză, exact. Da. Al doilea lucru pe care se străduiesc oamenii aceștia să-l afle este dacă provoacă îmbolnăviri mai grave. Un prim răspuns ar fi că în aceste cazuri nu s-au văzut îmbolnăviri mai grave, dar acest răspuns trebuie cumpănit pentru că virusul a fost depistat la o populație tânără. Africa este cel mai tânăr continent al lumii, oamenii de acolo sunt tineri, ca medie de vârstă vorbesc. Virusul a fost descoperit în grupe de oameni tineri care, în general, puteau să treacă mai ușor prin boală. Deci nu avem un răspuns definitiv. Întrebarea care se pune mai departe este ce se întâmplă dacă virusul ajunge într-o populație mai în vârstă, acest virus. Nu știm răspunsul la această întrebare. Mai sunt eficiente vaccinurile pe care le-am făcut acum? Ele ar trebui să rămână eficiente, dar într-o proporție pe care nu o știm încă, este răspunsul. Și aici depinde cum vă uitați, la jumătatea plină sau goală a paharului. Directorul companiei Moderna s-a uitat la jumătatea goală a paharului și a zis că sub nicio formă vaccinurile nu vor mai fi la fel de eficiente din cauza schimbărilor care au apărut la proteina aceea de prindere. Tot ei anunță că lucrează la un vaccin special pentru varianta asta. Ei spun așa, poate o să păcălească anticorpii, lucru care e foarte posibil și la medicamentele pe care le-am inventat. Atenție că asta e o dezbatere nouă. Abia ajunseseră și în România. Exact, dacă mai funcționează în cazul acelor medicamente. Dar spun ei că celulele T ar putea să funcționeze, adică mai avem un val de apărare și că ele ar ști unele lucruri. Acum omenirea are mașini de făcut vaccinuri. Și astea se fac relativ ușor, dar un vaccin nou care să răspundă cu 90% eficiență acestui nou tip de virus, nu vom avea decât peste câteva luni și aici mă gândesc nu la inventarea vaccinului, că asta se poate face relativ repede, ci la ce înseamnă manufacturare, adică fabricare și distribuție. Cătălin, îți mulțumim pentru prezență. Te așteptăm și mâine. Și proaste, știu. Da, da, păi da, na, nici nu mă aștept la altceva. Ne-am obișnuit. Da, zi frumoasă. Plăcere. Noi îți dorim o zi frumoasă. Așa când ar juca Dinamo în permanență la rubrica asta. Taci. La Europa FM am învățat să spunem ce simțim. Am învățat ce contează. Ne-am unit vocile. Pentru noi, tu ești vocea care contează. Împreună suntem Europa FM. I've been